Salut și bine ați venit la Doar de Lectură! Astăzi continuăm și chiar încheiem seria mușchetarilor cu ultimul volum din Vicontele de Bragelonne de Alexandru Dumas. Am mai și carte de la Editul Adevărul, care are ca și celelalte undeva la 600 de pagini și de asemenea se află în traducerea lui Pericle Martinescu. Pentru cei ce nu au urmărit încă niciun episod din Doar de Lectură, vă previn că vor urma ceva spoiler. Asta fiind spuse, să începem. În primul rând, vreau să vă spun cartea reia firul acțiunii pierdut undeva la sfârșitul primului roman, deoarece în sfârșit avem aventuri. În sfârșit, Alexandru Dumas face ce știe mai bine și anume ne dă acțiune și aventuri în stilul celor trei mușchetari. Nu, Aramis, care undeva parcursul romanului 3, parcă dacă nu mă înșel, devenise general al ierzuiților, are un plan extraordinar de a înlocui pe rege cu fratele acestui geam, care nu era absolut cunoscut de nimeni și care era închis în Bastilia. Pentru a face asta trebuie să o scoate de acolo prin diferite intrigi politice și planuri îndrăznețe, așa cum știm că făcea Aramis. După ce scoate, dorește să-l înlocuiască direct cu regele, iar acela să fie înapoi dus la Bastilia. Toată asta e un plan fantezist și are, printre altele, ca urmare, gloria sa, deoarece el urma să devină prim-ministru al noului rege, salvarea lui Fouquet, care intrase în faliment datorită lui intrigilor lui Colbert și, bineînțeles, viitorul strălucit al Franței, care sub domnia lui sau 14 le-a urma să devină o țară care își va pierde strălucirea. Astea erau planurile lui Aramis. Bineînțeles că cumva în aceste planuri îl trage și mai puțin neștiind prea mult ce se întâmplă și pe Portos. În schimb, D'Artagnan, fiind de loia regalității, ei depinde de el să deșucheze toate aceste planuri. Bineînțeles că lucrurile devin așa cum trebuie, aventura se întoarce, avem la un moment dat o bătălie la Belais și lucrurile sunt așa cum trebuie. Dar Alexandru Dumas scrie exact cum trebuie și cum trebuie să facă de prima oară. În finalul cărții nu vă voi da spoilere, dar voi spune că se hotărăște să încheie seria și ca să nu lase loc de interpretări, ne duce până la moartea unui sau mai mulți eroi din această serie. Și romanul devine oarecum trist. Dar aflăm concluzia ta, să spunem așa. Aflăm exact unde să încheie tot. Și se trage concluzia pentru fiecare erou în parte. D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis și Vicontele de Bragelonne, de care știm. Ba chiar și domnișoara de la Valia, și Fouquet, și Colbert, și toți mi se dau așa indicații precise ce s-a întâmplat cu fiecare în parte pentru a nu mai lăsa loc de interpretări, deoarece e clar că Alexandru Dumas s-a hotărât să încheie seria. Și bine a făcut, pentru că a făcut într-un mod foarte bun, într-un mod așa cum ar trebui să o fac încă din primul roman cu Vicontele de Bragelonne. Pentru cei care nu știu, ultimul roman e de altfel și numit Omul cu masca de fier, lucru care poate știe despre ce este vorba și despre legendele care încirclă în jurul acestui personaj. Notarea pentru ultima parte este 7 și asta fiind spuse, duminica viitoare vom discuta despre cartea lui Philip K. Dick, Timpul Dezarticulat. Iar ținând cont că tocmai am terminat o serie, miercurea viitoare vom începe o nouă serie și anume seria Fluviului, cum am numit-o. Și este scrisă de Philip Jose Farmer, iar prima carte din aceasta se numește Fluviul Vieții. Asta fiind spuse, vă doresc o zi bună, lectură plăcută și la revedere! Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share, ori să vă abonați la canalul meu, Lectură Plăcută.